Bună ziua, dragii noștri cititori Herald, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii Învățăturile Maestrilor Spirituali, campanie pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald, foarte multe cărți despre maestru spiritual. De asemenea, toate interviurile, înregistrările, materialele cu invitații noștri speciali le puteți găsi pe pagina oficială de Facebook a Editurii Herald și pe canalul de YouTube. Astăzi este alături de noi Vlad Nicodim, psiholog, practicant Dzogchen Tantra Yoga și vorbim despre ceea ce înseamnă un maestru spiritual în mai multe tradiții spirituale ale lumii. Venim și cu o recomandare de carte, ca de fiecare dată. Torța certitudinii de Yangon Control în colecția Himalaya, în traducerea lui Walter Fotescu, o carte aflată în campania Învățăturile Maestrilor Spirituali. De asemenea, Vlad ne va vorbi pe parcursul interviului nostru și despre alte cărți, precum Ramana Maharshi, Fii ceea ce ești, de asemenea și Deschiderea porții dragonului, o carte în colecția Calea chineză, de asemenea practicile Kala Chakra în colecția Tantra. Vlad, ce este un maestru spiritual într-un cadru general? Cum îl putem defini ca îndrumător, ca învățător, ca ghid? Și cum apare el în viața aspirantului, în viața ucenicului, în viața discipolului, pentru că se spune că nu ucenicul caută maestrul, ci maestrul apare în viața discipolului atunci când acesta este pregătit. De asemenea, se mai spune și faptul că atunci când maestrul spiritual și-a încheiat misiunea și aspirantul a ajuns la un anumit nivel de evoluție spirituală, acesta se retrage în tăcere. Da, într-adevăr se spune că maestrul va veni atunci când discipolul este pregătit și va pleca atunci când discipolul este cu adevărat pregătit. Și în sensul ăsta chiar mă gândeam când ai spus asta, mă gândeam să schimbăm puțin paradigma și să ne întrebăm practic cine caută un maestru. Adică aici sunt două variabile. Există pe de-o parte maestrul și pe de-o parte căutătorul. Și mă gândeam care sunt limitările care apar în momentul în care o persoană caută un maestru. De ce unii oameni găsesc maestri autentici, de ce alții nu găsesc deloc, de ce unii găsesc niște maestri falși, că în ziua de azi este plin și de astfel de fenomene și mă gândeam la un răspuns care să cuprindă cumva tot aspectul ăsta și mă gândeam că ține foarte mult și de aspectul de credință. Dar când spun credință, nu mă refer la credința creștinească, mă refer la atașamentul de a crede într-un anumit model. Adică eu nu prea am văzut oameni cum ar spune, agnostici, cu adevărat. De exemplu, dacă aduci în discuție problema existenței lui Dumnezeu, automat se creează două tabere. Cei care știu ei sigur că există și cei care știu ei sigur că nu există. Fiecare cu argumentele sale. Apropo de credință, crezi că putem folosi corect termenul devoțiune? Devoțiune. În contextul ăsta. Deci, în practică, da, se poate folosi, dar aici eu mă refeream la credința într-un anumit model, mai mult la sensul de atașament. Adică ne atașăm de un anumit model al lumii prin care vrem să percepem lumea și deja nu ne mai uităm, ne scapă tot ce este pe lângă acel model. Nu știu dacă ai observat, dar în tot felul de discuții și pe rețele de socializare și oriunde, să zicem că cineva vine cu niște argumente și să zicem că sunt niște argumente pe care nimeni nu le mai poate da la o parte. Hai să vezi că peste 5 minute persoanele care au fost
contraargumentate perfect, își reiau fix cu aceleași viziuni dinainte, adică nu se schimbă, pentru că atașamentul față de modelul lor este foarte puternic. Nu ne vine să ne schimbăm modelul, pentru că pentru un ateu este foarte deranjant să-i schimbi modelul lumii cu care s-a obișnuit, în care Dumnezeu nu există. Este un model totuși complex și acela. Așa cum și pentru un credincios este foarte greu să-l schimb, că s-a atașat de modelul în care Dumnezeu este în centrul creației. Și de-aia eu apreciez foarte mult atunci când găsesc un agnostic autentic care nu recunoaște că nu poate să știe tot ce nu există, care însemna să fie omniscient, să spui că ceva nu există, înseamnă deja să fie omniscient din moment ce orice model științific este făcut în urma unor probabilități și unor corelații. Și alții care să spună sigur există. Este același lucru. Deci ambele persoane sunt foarte credincioase în propria lor viziune. Și în ceea ce privește maestrul, cred că foarte mult se pierde prin faptul că noi credem că un maestru este așa, așa, așa și așa. Și deja restul excludem, adică sunt persoane care, de exemplu, exclud pe oricine consumă, să zicem, alcool. Îl scot de la capitolul maestru. Sau depinde, fiecare are o concepție. Însă în ce am observat eu în ceea ce privește un maestru autentic, lucrurile nu prea se încadrează în niciun tipar foarte fix. Ca să dau un exemplu, există, am cunoscut astfel de persoane care gândesc foarte departe. Adică iau niște decizii pe moment pe care nu le înțelegi. Te uiți și zici, ce-o fi cu omul ăsta, ce-o avea? Dar dacă stai să analizezi peste luni de zile, realizezi că de fapt totul a fost gândit și este cumva alegerea perfectă. Este exact ca la șah, da? Dacă cineva joacă, să zicem, gambitul damei sau o altă deschidere. El își calculează exact și tu poți să ai impresia că uite ce slab joacă, îți dă piesele degeaba, dar el de fapt își așează o poziție prin care la sfârșit a câștigat. Așa este și cu un maestru. Un maestru poate să vadă foarte departe și de foarte multe ori acțiunile unui maestru par a fi contradictorii sau nu le putem înțelege. Și se întâmplă destul de des. În ceea ce privește recomandările de carte, vreau să încep cu o carte pe care am citit-o acum foarte mult timp. Este Autobiografia unui yogin. Este vorba despre Yogananda, care povestește viața sa. Este o carte care a marcat pe foarte mulți căutători în această direcție. Și o recomand, se citește foarte ușor. După care avem la Herald, au apărut niște cărți foarte bune, cum ar fi Ramana. Ramana a fost un maestru autentic și este foarte interesant că el nu spunea foarte multe. El avea această tăcere. Și, practic, discipolii s-au strâns în jurul lui pentru că simțeau această prezență, acest câmp, ca să zic așa. Și asta este un lucru pe care l-am trăit și eu. Și, într-adevăr, un maestru autentic nu are nevoie să spună foarte multe, să demonstreze. La fel cu titlurile, mă uit la tot felul de reclame la tot felul de maestri care își etalează vreo câteva zeci sau poate chiar sute de titluri de ce au făcut ei. Deci nu, maestrul este o persoană foarte simplă în aparență. Nu are nevoie să spună mult pentru că simpla prezență acolo te captivează.
Spre exemplu, doar dacă stai în liniște și meditezi în prezența unui maestru autentic, fără ca el să dea nicio indicație, fără să spună absolut nimic, calitatea meditației este extraordinar de, de puternică. Putem spune că acel maestru merge pe un caracter, să spunem, intuitiv, mai mult decât cognitiv, mai mult decât livrarea de informații, pentru că, într-adevăr, ai dat cel mai bun exemplu cu Ramana, apropo de tăcere și de faptul că un maestru autentic, rolul lui este să scoată la suprafață potențialul pe care discipolul îl are. Și atunci, de cele mai multe ori, în momentul în care el, chiar și în interviurile cu Arthur Osborne sau cu Paul Branton, el discuta, la întrebările primite, el răspundea cu alte întrebări provocatoare pe care le punea discipolului. Deci nu venea neapărat cu răspunsuri, ci venea cu un soi de întrebări și te făcea pe tine să spui de fapt acele întrebări. Așa este, așa este. Și asta este și în psihologie și în psihoterapie. Nu livrăm soluții și răspunsuri, ci îl ajutăm pe celălalt să conștientizeze cine este de fapt și unde este locul lui în această lume și apoi el își va lua răspunsurile care sunt, cum să spun, congruente cu el însuși. Și asta făcea și Ramana și mai făcea un lucru interesant. Ramana dădea răspunsuri foarte diferite în funcție de persoană. Deci nu numai că pune aceste întrebări și îl ghida pe om, dar cuiva putea să spună, spre exemplu, că sinele este inexistent, iar altcuiva putea să spună că sinele este existent și cum funcționează el, cum acumulează karma sau adică lucruri care par contradictorii, dar de fapt nu sunt. Sunt contradictorii dacă percepem dintr-un nivel dualist de gândire. Pentru anumite persoane, unele răspunsuri este perfect răspunsul ăsta, pentru aceeași problemă o altă persoană va avea alt răspuns. Deci un fel de sfaturi personalizate. Da. Este bine. Ce cărți te-au mai pe zona aceasta a maestrului spiritual te-au mai foarte interesantă este Torța Certitudinii. Am mai vorbit despre această carte. Este acum că ne referim la maestri și nu neapărat la aspectul de practică în sine, Torța Certitudinii este foarte interesantă pentru că pe lângă conturul care a și scris, este vorba despre încă trei mari maestri care vin cu comentarii pe baza practicii. Deci cumva ai acces la perspectiva a trei, patru în total maestri pe tot parcursul cărții, care vin cu perspective cumva care converg, deși sunt personalități foarte diferite și ca abordare, adică dacă ne uităm la Kalu Rinpoche, are o anumită abordare și o anumită practică, dacă ne uităm la Kongtrul, are altfel de abordare, adică este foarte, și se citește și foarte ușor, deci nu este o carte dificilă și chiar o recomand, este pe partea de budism. Budist tibetan. Ce mi s-a mai părut foarte interesant este practicile Kala Chakra. Și aici sigur că intră și cuvântul lui Dalai Lama și oricum asta este o carte un pic mai dificilă, mai stufoasă, dar este o carte foarte bună și redactată foarte bine. Mie mi-a plăcut foarte mult asta. Pentru cine vrea o abordare puțin, cum să zic, și spre partea de creștinism, pentru că sunt persoane care au diferite porți, să zicem așa, de a intra în acest domeniu și sunt persoane care înțeleg foarte bine, au o predispoziție să înțeleagă foarte bine creștinismul. Și atunci eu aș vrea să recomand această carte.
Este foarte bună și mulțumesc lui Marian Stan, care a făcut o traducere foarte frumoasă și mi-a și dăruit acest exemplar. Îmi place foarte mult că nu este o carte apologetică, adică este și critică, este puțin critică, dar nu pică în nicio parte. Adică exemplifică niște lucruri într-un mod foarte, foarte concret și mie întotdeauna mi-a plăcut o critică serioasă la adresa unui domeniu sau a unei religii. Dar foarte rar se găsește acest lucru, pentru că majoritatea când se apucă să critique, de fapt critică pe baza a ceea ce nu au înțeles și atunci mai mult se fac de râs. Deci foarte rar găsești o critică a cuiva care a înțeles cu adevărat și poate să exprime ceva. Restul, foarte mulți critică, dar din ce spun ei se vede că de fapt nu au nici măcar terminologia de bază sau efectiv cultura generală care să cuprindă aspectele respective. Că tot vorbim despre maeștri, un alt titlu foarte important și care m-a surprins foarte plăcut, care a apărut la Herald, este Deschiderea porții dragonului, foarte bine redactată, cu niște note de subsol extraordinare. Învățăturile maestrului Wang Liping. Wang Liping, da, aici este vorba despre Wang Liping, care este un maestru taoist încă în viață, deci este foarte actuală cartea, să ne gândim că el s-a apucat să studieze taoismul în 1962, când trei maestri deținători ai liniei Longmen l-au căutat, l-au găsit și l-au ales. Pentru că de obicei așa se întâmplă, un maestru te va căuta și te va găsi el. Și practic aici putem observa cum o transformare de la o persoană normală la un maestru și prin tot ceea ce trece și tot, este foarte complexă cartea, deși este ca o poveste care se citește foarte ușor. Dar are și niște... Eu, de exemplu, am stat foarte mult pe ea pentru că am stat să caut lucrurile legate de practică și să le subliniez și să le transpun cumva ca într-un fel de carnețel de practică. Deci m-a interesat și acest lucru și de-aia a luat mai mult. Altfel, cartea are 415 pagini, dar se citește foarte repede. Și ar mai fi, bineînțeles, Namkai Norbu. Toate cărțile lui sunt extraordinare și, dacă mi-aduc bine aminte, este o carte scrisă de el în care am citit exact despre maestru și spunea acolo, în budismul tibetan, termenul este guru. Cred că se cunoaște faptul că în Tibet și în tradițiile lamaiste, adeptul, practic, își dedică întreaga viață gurului. Deci este un alt fel de raport cu care europenii și în special occidentalii nu sunt obișnuiți. Și mi-a plăcut foarte mult că am găsit într-una din cărțile lui Namkai Norbu, am găsit etapele alegerii unui guru, în momentul în care sigur că îl găsești, și o etapă foarte importantă era să-l testezi. Deci înainte să ai încredere, trebuie testat și spunea cum se poate testa. Foarte interesant și foarte practic, de altfel. Și dacă noi am avea această cum să-i spun, această lipsă de atașament față de ceva, am putea mult mai ușor să testăm acești maestri și să vedem în cine să avem încredere. Dar din nefericire nu se prea întâmplă acest lucru și acum, mai ales în zilele noastre, se face o întreagă industrie profitabilă din această branduire ca maestru. Un fel de marketizare.
marketizare, doar că persoanele respective nu au nimic, nu au stofă de așa ceva în spate deloc. Și sunt nume foarte mari, dar nu vreau să le menționez aici, să se nască discuții interminabile, dar sunt nume foarte mari de așa zis maestri care nu fac decât să se îmbogățească pe spinarea unor creduli, pentru că adică persoane care cred foarte mult în sistemul ăla. Și în momentul în care au intrat în sistemul ăla, chiar dacă le face rău, este foarte greu să-i faci să se schimbe. Pentru că este acest atașament față de, nu, cum este și cu pământul plat. Da? Este logic că sunt persoane care vin cu argumente fizice foarte concrete, dar persoanele cealaltă nu se schimbă, pentru că deja s-au atașat de acel model. Și vreau să mai spun că în legătură cu un maestru este foarte importantă practica. Să nu uităm că un lama tibetan are 15 ani de practică intensă de dimineață până seara, care este făcută în retreat-uri, în peșteri, în sălbăticie sau în mănăstire. Și după 15 ani devine lama. Este o practică enormă, adică și este foarte obositor. Este foarte obositor să practici chiar și un retreat de 10 zile este foarte obositor dacă se face serios. Dar 15 ani. Asta înseamnă un maestru. Un maestru, în primul rând, are practica din spate, care atestă cumva. În al doilea rând, faptul de a nu fi atașat de bunuri materiale, ceea ce se vede foarte ușor, da? Avem maestri foarte cunoscuți cu foarte maestri foarte cunoscuți cu foarte multe cărți care, ca să dau așa un exemplu, cineva avea 93 de Rolls-Royce-uri pracate cu aur. Da? Pe când alții maestri care vin să predea, uneori nu au nici măcar bani de drum, își plătesc din buzunarul lor drumul, adică ies în pierdere și totuși vin să predea. Sau dacă reușesc să scoată un ban în plus, îl donează la o mănăstire. Deci asta este un alt punct prin care putem vedea calitatea unui maestru și în afară de asta, linia de pe care vine. Unde avem, de exemplu, în budismul tibetan, este destul de ușor să cauți și să găsești dacă este o linie autentică sau nu și dacă maestrul este recunoscut de maestrii de pe acea linie care au fost consacrați. Deci se poate verifica. La fel și în ceea ce privește taoismul, la fel și în ce privește Kriya Yoga, tehnica lui Yogananda, unde sunt persoane care pretind că pot preda asta, dar de fapt nu sunt, nu au idee despre așa ceva. Deci treaba cu maestru este foarte complexă, pentru că depinde foarte mult de atașamentul nostru și de cât de mult suntem dispuși să investigăm înainte de a adera și de a avea încredere la cineva. Pentru că în momentul în care găsești un maestru și chiar vrei să studiezi, atunci trebuie chiar să ai încredere, pentru că nu poți să stai la fiecare secundă și să întrebi în mod intelectual, da, de ce fac așa, de ce fac așa, de ce fac așa. Lucrurile se află prin practică. Și atunci practici ca să afli aceste răspunsuri. Și dacă nu te duci la cine trebuie, te duci la cineva fals și practici și îți faci rău, e o problemă. Deci de asta e foarte bine să verificăm mult înainte să găsim un maestru. Ceea ce nu este ușor. Mi-aduc aminte de niște versuri din Dao de Jing, dacă nu mă înșel. Spunea, desăvârșirea cea mai înaltă este asemeni cu nedesăvârșirea. Plinătatea cea mai mare se aseamănă cu vidul. Folosul ei este infinit. Cea mai mare dreptate pare a îndura nedreptatea. Cea mai mare înțelepciune seamănă cu nebunia, exact ce spuneam mai devreme, și vorbăria cea mai meșteșugită seamănă cu bâlbâiala. Și în final versul era, spunea, liniștea învinge tulburarea, așa cum frigul învinge căldura. Deci sunt niște versuri din Dao de Jing foarte relevante pentru
care se pot aplica nu numai în căutarea unui maestru, dar se pot aplica pe foarte multe planuri și în special pe planul propriei noastre practici. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Vlad Nicodim, psiholog, practicant Dzogchen, Tantra, Yoga, vorbind despre cărțile din campania Învățăturile Maestrilor Spirituali, campanie pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi minunată și lectură plăcută. La revedere!